Din partea blocului Renato Usatăi, noi am făcut o analiză la cererile care au fost trimise de alți concurenți electorali, nu vreau să le dau nume, dar acuși cât o să se discute cei ce ține de refuzarea judecătorilor Muruianu și doamne nu sunt minți cum îi spune. Ideea este următoare, vreau să discut cu toți concurenții electorali, că ei tot cer ca să fie anulată prima decizie, a doua decizie, dar este un pericol, că dacă va fi acceptată cererea, așa cum au depus-o unii concurenți electorali, noi putem să ne trezăm că o să anuleze deciziile cecului, dar cecul poate stabili secțiile de vot numai târziu de 35 de zile. Și vă dați seama, cecul nu se poate adopta o altă decizie, deoarece secțiile de vot trebuie să fie constituite când rămân până la legi 35 de zile. Noi, din partea blocului electoral, cu colegii am stabilit că noi cerem, noi am cerut ca instanța de judecată să oblige cecul să-și adopte o hotărâre de modificare a hotărârii din 5 iunie. Și în cazul ăsta, dacă într-adevăr Curtea de Apel va obliga cecul și va accepta cerințele noastre, atunci ei își modifică decizia din 5 iunie și noi cerem un lucru simplu. Văd că aici unul cere 300 de secții, altul cere frigidere, vai de capul. Noi astăzi putem cere un singur lucru. Ministerul de Externe a spus clar că sunt gata să asigure 191 de secții de vot. Înseamnă că trebuie să mergem pe formula asta și susținem poziția totalmente a Ministerului de Externe. Ei au făcut calculele și în cazul ăsta ce pot să face de cap, este clar că Dodon are frică că să fie mai multe secții de vot, ca să nu fie penit așa cum a fost penit la prezidențiale în diaspora, și în turul 1 și în turul 2. Iată e toată situația. Așa că eu voi propune, acum voi încerca să discut cu toți participanții în acest proces, ca să luăm o decizie comună, ceea ce ține de modificarea deciziei cecului de 5 iunie. Și noi ne trezăm că, încă o dată, ca să, dacă Curtea de Apel anulează decizia cecului, apnați și bine și o secție de vot. El nu trebuie să anulată, el trebuie modificat, cea din 5 iunie. Și atunci totul este ok. Și ține de, am văzut unele declarații, și ține de că un partid susține recuzarea la un judecător alții. Eu am spus clar din prima zi. Domnul Muruianu îi pleacă. Adică pe data de 10 omul îți duce la pensie lui totul. Dar văd că o zis că se retrage. Și e clar lucru că acest minciună va face ce îi va spune Dodon sau acei care l-au controlat pe timpul lui Plahotniuc. Eu nu cred în justiția moldovenească. Azi putem noi să cerem recuzări, putem să cerem orice, ei vor lua o decizie legală doar dacă vor avea frică, vor fi foarte mulți cetățeni care vor face presiuni pe ei. Altfel, ei cred numai în culoase și eu cred că după legeri culoasele le rupim printr-o lustrație foarte dură. Așa că să nu mai auzim de recuzări. Vă mulțumim. Domnul Sate, vedem afară o mulțime foarte multă, din câte am înțeles, unul din mai multe raioane. Așa. Practic toată lumea poartă tricourile Renato Usatăi. Așa, dar păi sunt oficial. Este un protest organizat sau oamenii i-ați anunțat și nu, i-am anunțat. Pot să vă spun altul, în comparație cu alte partide politice, la noi oamenii când vin, încă declară și costurile, adică cât cheltuie pe benzină. Da, sunt colegii noștri din teritoriu, din toată țara, am făcut apel să vii astăzi ca să încercăm să obținem o victorie pentru cei care se află la mii de kilometri de acasă. Ok, mersi. Da, mersi.